Bună ziua din nou aici la o bucățică de istorie. Astăzi voi continua decalogul continuității și chiar aș dori ca astăzi să pot să termin cu ea. Au rămas încă 7 puncte, 7, mă rog, la 7, mai rămas încă 4, că 6 l-am făcut, urmează 7, 8, 9 și 10. Acum m-am uitat peste ultimele puncte din acest decalog și sunt cele mai slabe, 7 și 8 sunt cele mai slabe argumente sau puncte din acest decalog al continuității pentru că au bază lingvistică. Ori noi în ultima vreme am învățat destul de multe despre lingvistică și am văzut că majoritatea argumentelor lingvistice arată ideea că limba română s-a format undeva la sud de Dunăre, nu la nord de Dunăre. Dar să începem cu locul 7. Zice așa, acum citesc ce scrie domnul istoric Neagu Giuvara la locul 7. În privința cuvintelor pretins bulgărești sau macedonene din limba română. Strămoșii noștri n-au avut nevoie să locuiască în Balcani pentru a le prelua. Sunt cuvinte comune triburilor slave din tot sud-estul european. Da? Din care destul de multe trebuie să se fie așezat și la nord de Dunăre, pe mai tot cuprinsul țării noastre. Sunt semnalate în documentele nuclee slave în tot spațiul carpato-dunărean până în secolul XIII. De altfel, fosta Dacia Aureliană, unde s-ar fi retras strămoșii românilor, a fost cotropită de triburi slave apusene, care au dat limbile sârbă și croată, pe când slavismele din română aparțin grupului slav de răsărit, care a dat bulgara și macedoneana, strâns înrudită cu bulgara. Da, unii spun că e aceeași sunt dialecte diferite de aceeași limbă, legătură cu bulgara și cu macedoneana. Slavii în spațiul nostru, carpato-dunărean, au ocupat mai cu seamă văile rodnice unde ne-au lăsat până astăzi prin nume râuri relativ grupate, Dâmbovița, Ialomița, Prahova, Neajlov, Milkov, Bistrița. De-abia încetul cu încetul s-au amestecat ei cu vecinilor vlahii băștinași. Da. Deci n-avem, despre slave mai avem ceva, despre vlahii n-avem deloc până în secolul XIII, dar vlahii sunt băștinași. Da. Deci încă un exemplu de cât de subiectiv poate fi chiar un istoric serios. Da, încă o dată, cu vecinii lor vlahii băștinași și s-au lăsat românizați. Lingviștii, pe baza legilor de evoluție a limbii, afirmă că fuziunea între latina târzie a vlahilor și limba slavă nou veniților nu a început decât abia prin veacul al IX-lea, când prefacerea latinei târzii în ceea ce am putea numi preromană era de acum închegată. De aceea, influența slavei asupra structurii gramaticale a limbii noastre, sintaxă și asupra formei cuvintelor, morfologie, e aproape nulă, ea fiind masivă, în schimb, în domeniul vocabularului. Da? Da? În domeniul vocabularului, comparați de pildă cu franceza, amestecul între galo-romani și popoarele germanice, franci, burgunzi, etc. A fost mult mai timpuriu și a afectat, deci, mult mai adânc limba neolatină, mai cu seamă în morfologie și în fonetică. Bun, acum noile, nu chiar noile, dar mă rog, lucrările noi ale lui Dan Alexe și Dan Ungureanu despre limba română și formarea ei arată destul de clar că aceștia limba română ori s-a format în Balcani, probabil vestul Balcanilor, în contact cu albaneza, ori în nordul Italiei. Deci, niciunul dintre autori, da, nu susține că s-a format la nord de Dunăre. și amândoi sunt lingviști. Chiar dacă la Dan Alexe mai există, unii mai contestă asta pentru că ar fi cicăt ziarist și nu știu ce, chiar am citit o recenzie, sau mă rog, am frunzărit o recenzie de-a lui nu știu care, Brezoveanu mi se pare, despre cartea lui Alexe. Și acolo a venit cu ideea că, domnule, Dan Alex nu e lingvist, că nu-i verificat la nivel internațional, să nu-i are articolul Pervive. Și atunci
E o situație destul de comică, pentru că chestia asta e ca o sectă, sau mă rog, mediul academic, nu numai la nivel de România, ci și la nivel internațional, o legat performanțele și credibilitatea de niște criterii foarte interesante, ca să nu zic ciudate. Și Dan Alex a și răspuns la asta, că n-ar fi lingvist, că n-ar avea studii de specialitate și nu ar fi în sistemul ăsta de pair wife. Și a spus foarte clar, zice, bun, atunci nici Champillion nu este lingvist. Că săracul nu trăi perioada aia în care trebuia să scrii articole pair wife. Da? Nici Champillion și nici, nu știu, era, nu mai țin minte numele respectivului, un lingvist, așa să zicem, amator, care a descifrat nu, ceva scriere, nu știu care, linia sau scrierea cretană, careva dintre ele. Deci, în fine, da, ideea e foarte bună și argumentele foarte, și mă rog, de asta zic că și Dan Alex este lingvist, chiar dacă unii contestă că n-are articole per vibe. Celălalt, Dan Ungureanu, acolo chiar nu poți să spui nimic. Deci acolo ești omul respectiv, e specialist în partea, exact în partea de formare a limbilor neolatine. Da, deci cu facultate terminată la Praga. Deci acolo deja la Alex se poți să spui. Da. La Alex se poți să spui că ar fi amator, că nu știu ce, deși nici aici nu cred că e cazul. Dar la Dan Ungureanu nu. Acolo poți să spui. Acolo te faci de râs dacă spui asta. Și interesant că în legătură cu cărți, pentru că și Dan Alex a scris o carte, a apărut acum în toamnă, și Dan Ungureanu a scris acum o carte, a apărut acum o lună, două. Și, na, acum e interesant că ei nu se înțeleg în privința asta, am observat că au teorii diferite, dar un lucru bun că pot discuta. Chiar așa. Chiar dacă nu sunt de acord, și asta ar fi un model. Asta ar fi un model pentru toți. Istoricii aia care nu prea sunt obișnuiți cu dialogul, și asta e o mare problemă. Din punct de vedere intelectual, pentru mediul științific din România, e un handicap foarte mare. Pentru că, uite, a apărut și cartea lui Alexe și nu am văzut o dezbatere publică asupra ei, cu argumente și contraargumente. Bun, cred că Alexe ar fi de acord să se ducă la orice confruntare. Problema, din câte văd eu, e că istoricii continuatiști nu prea au curaj să iasă la o discuție cu Dan Alexe sau cu Dan Ungureanu. Mă rog, la Dan Ungureanu ar fi mai greu să te confrunți cu Dan Ungureanu, pentru că ar trebui să facă un lingvist serios, nu istorici. Dar, în fine. Bun, dar acum și la Dan Alexe îmi putea spune același lucru, dacă ne gândim bine. Lingviștii. Ce fac lingviștii continuatiști? Bună întrebare. Bun, acum să revenim la Juvara. Da, am spus asta, 7 și 8 sunt cele mai slabe puncte din acest decalog. De fapt, se poate observa că autorul face orice numai să-i așeze pe Vlahii Băștinași în Orda Dunăre, da? Când știe și el foarte bine că nu există date despre Vlahi înainte de secolul 12, să zicem 12-13 la Orda Dunăre, da? Deci o situație când vrei să neapărat să faci ceva și atunci... Bun, să trecem mai târziu la partea a 8-a, acum nu știu cât e 9, da, cred că ne ajunge. 10 minute despre locul 7. Deci, încă o dată, locul 7, în privința cuvintelor pretins bulgărești sau macedonene din limba română, da, nu erau nevoie să locuiască în Balcan, dar au locuit. Din datele pe care noi astăzi le avem, au locuit în Balcan. Da? Deci, da. Deci, încă o dată, o serie de afirmații nesusținute de nimic. Practic asta înseamnă și locul, și mă rog, macedoneana, cea varianta Bulgariei, bulgara și albaneza care o să vină la locul 8,
formează ceea ce Dan Alexe numește în mod obsesiv deja, dacă luați cartea să vedeți de câte ori scrie despre Balcan, da, Balcan, nu știu cum, în germană e un cuvânt, dar nu vreau să greșesc, Uniunea Lingvistică Balcanică. Și aici au trei limbi principale, sau mă rog, patru limbi principale. Bulgara, macedoneana, albaneza și limba română. Și sunt niște afinități, spune Dan Alexe, care e lingvist, da? Că aceste afinități nu se puteau dezvolta la distanță. Deci ca să se întrepătrundă aceste limbi, cum e limba română și limba albaneză, nu se putea face asta de la distanță. Doar în cazul în care acele popoare au locuit mult timp unul lângă celălalt. Sau în amestec, să zicem, în combinație, să zicem așa. Bun, deci asta e din punct de vedere lingvistic, e un argument foarte puternic împotriva continuității. Și de asta zic că punctul 7 și 8 sunt cele mai slabe din acest decalog, dar cred că ne ajunge atâta despre macedoneană și bulgară. Imediat vine și locul 8, unde ne vom ocupa de albanez. Imediat revin.